Ana, bună dimineața, ce șanse am? Bună dimineața, Dani, bună dimineața, Răzvan. Nu vreau să vorbesc despre șansele tale, dar vreau să-ți prezint astăzi mascota Euro 2020. Îți spun că îl cheamă Skillzy și mai multe informații ne dă Miodrag Bilodedic, ambasador Euro 2020. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună Cine dimineața. Este Skillzy? Skillzy, da, are un nume mai așa greu de reținut, dar Skillzy este mascota campionatului european care o să se țină la anul în România, în București. O să avem 4 meciuri și o să ne reprezinte la aceste 4 meciuri. Este mascota campionatului aici în București și este foarte priceput la jonglerii. Este un maestru cu mingea. Este foarte greu costumul lui, pentru că aș fi vrut să stăm și noi de vorbă cu el, așa că o să povestim noi. Spune-mi, te rog, care sunt ultimele informații despre Euro 2020? Păi, așa, ultimele informații. Euro 2020 o să se țină la anul începând pe 12 noiembrie până pe 12 iunie până pe 12 iulie. Da, mă scuzați. Da, și România o să găzduiască 4 meciuri la acest campionat european. O să se țină în 12 țări, câteva 12 orașe. Orașe, da, 12 orașe. Unde... Știu că biletele se vând doar acum, în 2019, nu? Biletele se văd, da, în perioada 12 iunie până în 12 iulie, online. Poate să-și cumpere biletele online din România. Skillzy, știu că s-a plimbat prin Europa și v-a adus și vouă bilete, nu? Bilete pentru ambasadorii Euro 2020. Da. O să vii, Skillzy, să-i dai biletul de fapt lui Belo. Da, eu am fost absent ieri, s-au dat biletele la toți ambasadorii. Eu am fost absent și astăzi Skillzy a venit să-mi ofere și mie biletul de campionat. Belo, la final, Skillzy, vreau să facem și noi niște jonglerii, nu? Să vedem cum ne descurcăm cu mingea. Schimbăm niște pase? Răzvan, Dani, înapoi la voi, până atunci. Mai Pare asta mingea, n-am văzut, ia să vedem. Floriana jucând cu o mascotă. Belo, dă biletul. Belo, dă biletul. Ia copilul, ia copiii din spate, mingea. Picurele. Belo e la costum. Ar putea să nu facă nimic. E scuzat astăzi. Oricum avem... treabă în continuare. Păi ce ai făcut? Floriana, deja gol. Mulțumim tare mult. Nu că știe, n-ați auzit, a zis și Dan Capatos că și-a făcut junioratul la Dinamo, Floriana. Știe cu mingea, chiar știe cu mingea. Nu știe să noate, dar cu mingea știe. Mulțumim tare mult, vă pupăm, îl pupăm pe Belo. Belo arată la fel de când ne știm.